Putin refuză să retragă armata din Ucraina, după ordinul curții de la Haga. Rusia refuză să-și retragă militarii din Ucraina, chiar dacă curtea de la Haga a ordonat suspendarea atacurilor de urgență. Ce anunț a făcut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cu privire la război? În ce condiții se pot încheia aceste bombardamente? După ce au primit ordin din partea curții de la Haga, rușii refuză să retragă armata din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, a făcut anunțul astăzi, susținând că trebuie să se ajungă la un acord. În anunțul făcut, Dmitri Pescov a ținut să precizeze că trebuie să se ajungă la un acord între cele două țări. Reprezentantul Kremlinului a afirmat condiția la scurt timp după ce Curtea Internațională de Justiție le-a ordonat rușilor să suspende de urgență acțiunile militare din Ucraina. În acest caz, niciun acord nu este posibil, a afirmat reprezentantul Kremlinului. Rușii nu se opresc. În urma discuțiilor și al ordinului, Rusia și Ucraina nu ajung la o înțelegere. Oamenii așteaptă cu nerăbdare negocierile și speră că acest război se va încheia, iar toată lumea va putea să trăiască în pace. Rușii continuă să bombardeze fără milă țara vecină. Civilii nevinovați mor, iar clădirile și orașele au devenit acum doar ruine. Orașele cheie au fost deja cucerite, dar ucrainenii continuă să lupte eroic.